sunt Angela Gonța și vă invit la știri, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Banca Națională rămâne fără guvernator, Sergiu Cioclea și-a dat demisia după 2 ani și jumătate de mandat. O sobă defectă a explodat la Criuleni, iar 2 copii, unul de 7 și altul de câteva luni, au ajuns la spital. Mai multe sate stau pe întuneric după nisoarea de ieri, iar aproape 1000 de copii nu au putut merge la școală. Între timp, poliția a verificat microbuzele și autobuzele din 7 gări auto. Gheorghe Petic s-a ales cu un nou mandat de arest preventiv pentru 30 de zile. Membrul PPD a fost însoțit la judecătorie de aproape 20 de polițiști. Guvernatorul Băncii Naționale și-a anunțat demisia, demnitarul pleacă după 2 ani și jumătate de la alegerea sa în funcție. În timp ce Sergiu Cioclea a invocat motive personale, unii experți economici și reprezentanții ai societății civile presupun că guvernatorul ar fi fost nevoit să plece. Președintele Parlamentului a mulțumit pentru efortul depus în stabilizarea situației din sistemul financiar bancar și prim-ministru a apreciat mandatul guvernatorului, despre care a spus că a fost unul de succes. O reacție a avut și Fondul Monetar Internațional. Într-un comentariu, instituția i-a mulțumit pentru colaborarea excelentă. Consider că e timpul să transmite stafeta unui nou conducător al Băncii Naționale, unui bărbat sau unei femei de valoare, care să gestioneze mai departe acest capital de schimbări, de reforme, de oameni. Sergiu Cioclea a precizat că la baza deciziei stau motive personale, pe care însă a preferat să nu le dezvăluie. Demnitarul s-a arătat încrezut că a reușit să consolideze sistemul financiar bancar după criza rezultată în urma fraudei bancare, obiectiv pe care și l-a setat pentru acest mandat. Dar credeți-mă, totuși pe cuvânt, că acești 3 ani, într-o perioadă dificilă, pot fi contabilizați dublu. Sistemul bancar acum este mai solid, lucru care a fost recunoscut nu numai prin investiții străine fără precedent, dar și de aprecierile Fondului Monetar, Băncii Mondiale și Comisiei Europene. De partea cealaltă, experții economici afirmă că ar mai fi lucruri de îmbunătățit, iar anunțul privind demisia a fost neașteptat și greu de explicat. Transparentizarea acționariatului în sectorul bancar încă nu a fost finalizat. Acele angajamente care reies din documentele semnate cu Fondul Monetar sunt încă deschise unele și trebuie să fie duse până la sfârșit. Sperăm foarte mult că orice decizie, inclusiv de demisie, nu înseamnă de fapt dezicerea de anumite angajamente. Demisia lui Cioclea a fost discutată și în rândurile societății civile. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu a scris că, potrivit unor surse din domeniul bancar, demisia vine după ce guvernatorul ar fi încercat să blocheze intrarea în vigoare a legii amnistiei fiscale. Iar directorul de programe al CPR, Dumitru Alaiba, presupune că Cioclea ar fi fost înlăturat intenționat înainte de alegeri, fapt ce va afecta încrederea partenerilor străini și ar putea însemna stoparea reformelor începute în sectorul bancar. Cioclea a anunțat că a depus oficial cererea de demisie lui Andrean Candu începând cu 30 noi. Speakerul Parlamentului i-a mulțumit pe Facebook și a menționat că a setat un standard înalt pentru următorul guvernator. La finalul briefingului, Cioclea și-a luat rămas bun cu ceva emoții. Deci, spun acesta, nu este dispun adiu, este doar un la revedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și susținerea de care am beneficiat în această perioadă de partea dumneavoastră. Sergiu Cioclea a venit în funcția de guvernator al BNM în aprilie 2016, în urma unui concurs la care au participat 9 candidați. Acesta l-a succedat pe Dorin Drăguțanu, care și-a dat demisia înaintea sosirei unei emisiuni Femeii la Chișinău. Deflagrație într-o casă din satul Bălăbănești, raionul Criuleni. O fetiță de 7 ani și un bebeluș au ajuns la spital după ce soba din casa lor a explodat. Copiii au fost lăsați fără supraveghere, iar din cauza frigului, fetița ar fi încercat să aprindă focul cu benzină. O altă versiune este că mama micuților a pornit focul, dar a ieșit din locuință. Minorii au fost internați la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, starea lor fiind de gravitate medie. Explozia a avut loc aseară. Primele informații arată că cei 2 copii ar fi rămași singuri acasă, iar pentru că în casă era frig, fetița a încercat să aprindă focul în sobă. A avut loc o deflagrație la sobă din încălzit, din motiv că sau proprietara a stropit cu soluție inflamabilă, posibil benzină după miros. Copiii posibil erau fără supraveghere. O rudă a familiei povestește că, de fapt, deflagrația a avut loc din cauza că mama copiilor s-ar fi aflat în stare de ebrietate. O aducea mahalenii și o suia în casă, plânge copilul, care de 6 ani, la școală, plânge.
și spune, mamă, să ajungi. Întrucât tatăl e plecat la muncă în Franța, primii care au sărit în ajutor au fost rudele și prietenii familiei. Aceștia au lucrat toată noaptea pentru a curăța locuința. A fost cu mine la Moscova și a lucrat tare mulți ani. Și în tot timpul este s-au întâmplat tare multe necazuri. Am aflat la ora 6 dimineața și am intrat în coașe și am văzut, da, tădărmat. Am ieșit, dar era, dar urgență venise, dar poliția venise, dar și s-o uitau aici. Scoatem și tot și spate de alegem caranidă. La să aducem mușlutul, să facem, să măruim. Bărbatul a mai povestit că în trecut familia a mai avut un copil, dar care ar fi decedat din cauza neglijenței mamei. Familia a mai avut incidente, adică la dușul decedat un copil micuț a fost mai înainte. Dar așa, în general, am văzut că s-a permis ghinișor, fășuri, reparații, lucrau. Am auzit că servea, adică, da, așa. Da, s-a nădușit, nu știu. Pe familie cum scade, el muncește, e cu copilul. S-a culcat noaptea, s-a nădușit copilul, nu știu din ce cauză. Noi eram prieteni, el acum a plecat vreo 3-4 zile, poate, da? Familie normală. Copiii au fost internați la Institutul Mamei și Copilului din capitală, iar acum starea lor este de gravitate medie. Aceștia vor continua să se afle sub supravegherea medicilor. Momentan și cât mai bine au fost transferați în secția neurochirurgie. Nu prezintă răspuns, prezintă doar niște traumatizări de craniu cerebral. Deci, momentan starea lor este în afară pericolului. Mama micuților se află alături de copiii ei la Institutul Mamei și Copilului, dar refuză să vorbească despre acest caz cu reprezentanții mass media. Cazul este cercetat de organele de drept. În urma accidentului din România în care o moldoveancă și-a pierdut viața, guvernul de la Chișinău anunță că va acoperi cheltuielile pentru aducerea cadavrului în țară. Între timp, o altă victimă se află în stare gravă la un spital din Focșani. Aceasta va fi transportată la Chișinău de un echipaj SMURT. În total, în accident au fost implicați 13 cetățeni moldoveni. Prima versiune arată că autocarul s-a răsturnat după ce ar fi derapat din cauza zăpezii. Accidentul s-a produs aseară în apropiere de localitatea Mărășești din România. Autocarul cu 13 moldoveni la bord a derapat de pe traseu și s-a răsturnat. În urma accidentului, o femeie a decedat după ce a fost rivită de autobuz. Alte 6 victime au fost transportate la spitalul de urgență din Focșani, una dintre care se află în stare gravă. Celelalte persoane care nu au avut de suferit au fost cazate la un centru de permanență din localitatea Mărășești. 5 persoane au fost externate, iar o persoană la acest moment, fiind în stare gravă, a rămas spitalizată. Către ziua de 21 noiembrie, echipa SMURT va merge în România pentru preluarea persoanei cu diverse traumatisme și va fi adusă în Republica Moldova. Carul se întorcea din Italia și urma să ajungă la Chișinău. Pentru lichidarea consecințelor au intervenit 7 ambulanțe, 2 autospeciale de stingere și una pentru descarcerare. Versiunea de bază este că autobuzul a derapat de pe carosabil din cauza ninsorii. Ninsoarea de ieri a lăsat în beznă 19 sate din 5 raioane, iar aproape 1000 de elevi nu au ajuns la școală. Pentru a remedia problema, în teren au lucrat 65 de echipe mobile. Totodată, unii șoferi s-au plâns pe rețelele sociale că drumul spre Leușeni este acoperit cu gheață, iar mai multe tiruri au rămas blocate. Tirurile au fost surprinse de un șofer care a pornit spre Vama Leușeni. În videourile postate de el într-un grup online specializat, se vede că pe unele porțiuni drumul nu era atât de curățat, iar mașinile circulau cu 30-40 de km la oră. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii Drumurilor, traseul Chișinău-Leușeni a fost printre cele mai afectate de ninsoare. Într-un comunicat de presă, Ministerul Economiei informează că, la moment, toate traseele sunt deja practicabile, dar se circulă în condiții de iarnă. Aseară, Ministrul Economiei Kiril Gaburici a mers în teren să vadă cum sunt curățate drumurile. Oameni care erau în deblocate, am ajutat în tractate.
doi sunt în cealaltă la stație de alimentare. Demnitarul a menționat că pe tot parcursul nopții s-a muncit fără întrerupere la curățarea drumurilor, fiind antrenate 251 de utilaje speciale care au distribuit 1735 tone de material antiderapant. Salvatorii anunță că în ultimele 24 de ore au deblocat mai multe mijloace de transport derapate de pe traseu în urma condițiilor nefavorabile, inclusiv câteva ambulanțe. Nici astăzi nu s-a trecut fără accidente rutiere. Unul a fost înregistrat pe traseul Hâncești-Chișinău, în care au fost avariate 3 mașini, iar altul în apropiere de comuna Stăuceni, cu implicarea a două automobile și a unui microbus de rută. Între timp, Inspectoratul Național de Patrulare a anunțat că a verificat transportul public din 9 gări. 5 microbuze nu au fost lăsate să transporte pasageri pentru că circulau cu roți de vară. În urma precipitațiilor de ieri, aproape 900 de copii nu au ajuns astăzi la ore. 3 școli din raioanele Sângerei și Telenești și-au sistat activitatea din cauza lipsei curentului electric, iar din cauza drumurilor înzăpezite au fost suspendate 16 rute de transport școlar în raioanele Călăraș, Florești, Nespăreni, Orhei, Sângerei, Soroca, Telenești și Ungheni. Potrivit meteorologilor, la noapte și mâine ziua se așteaptă ninsori slabe în partea de sud a țării și în centru. La noapte se va răci până la -3-5 grade Celsius, iar mâine maximele vor ajunge la +2 grade Celsius. Călătorie periculoasă în capitală, un bărbat a fost surprins în timp ce se agăța de scara din spatele unui microbuz și circula așa o bucată de drum. Deocamdată nu este clar de ce a recurs acesta la un asemenea gest. Cel mai probabil, șoferul microbuzului nici măcar nu a observat pasagerul aventurier. Poliția îndeamnă cetățenii să nu recurgă la asemenea gesturi, întrucât își pun nu doar viața lor în pericol, dar și siguranța altor șoferi din trafic. Deși încă nu se știe pe ce circumscripție va candida la alegerile parlamentare, democratul Constantin Țuțu se afișează tot mai des la diferite evenimente publice din municipiu. Ieri a lansat luta de trolebuze din Trușeni, iar astăzi a fost la o grădiniță din Durlești. Publicația Ziarul de Gardă scrie că acțiunile cu tentă electorală ale deputatului sunt de fapt proiecte finanțate din bugetul de stat, ce au costat milioane de lei. Democratul Constantin Țuțu pare să aibă o agendă destul de încărcată în ultima perioadă, de la reparație de străzi la șezători în grădinițe. Ieri, spre exemplu, democratul a participat la lansarea rutei de troleibus spre Trușeni, suburbia capitalei, fiind lăudată de preotul din sat. Cred că este un eveniment bun augur și să vă bucurați de acest război. Vorbe! Astăzi, democratul a ajuns la o șezătoare de la grădinița numărul 2 din Durlești. Grădinar, am avut și eu emoții speciale astăzi la nuntă măduvinească. Vreau să spun că, într-adevăr, sunt tradiții frumoase, tradiții și valori care trebuie păstrate. Pe de altă parte, potrivit unei investigații a Ziarului de Gardă, acțiunile cu tentă electorală de milioane ale lui Țuțu ar fi finanțate din bugetul de stat. De exemplu, în iunie 2018, deputatul Constantin Țuțu și-a atribuit reparația cel puțin 8 străzi din orașul Durlești. Lucrările de reparație ar fi început la inițiativa deputatului Țuțu după ce localnicii i-au solicitat acest lucru, afirmă deputatul pe rețelele de socializare. Reporterii de la Ziarul de Gardă au contactat-o pe primara de la Durlești pentru a afla din ce surse sunt reparate drumurile și care este aportul concret al deputatului democrat. La insistența reporterului, Eleonora Șaran ar fi recunoscut că străzile sunt de fapt reparate din bani publici, iar deputatul Țuțu ar fi cel care convinge instituțiile publice responsabile să ofere finanțare. Deputatul PD și-a atribuit pe rețelele de socializare și reparația drumului de acces spre comuna Băcioi, mai scrie Ziarul de Gardă. La 23 octombrie, curent, Țuțu a transmis un demers către Nistor Grozavu prin care solicită rezolvarea problemei privind reparația drumului. La doar o săptămână distanță, Constantin Țuțu anunță pe pagina sa de Facebook că drumul de acces spre comună deja se repară. Din bugetul municipal au fost alocate 3,5 milioane de lei. Localitățile Băcioi, Trușeni, Codru, Durlești și Sângerea, unde deputatul Constantin Țuțu este activ în ultima perioadă, fac parte din aceeași circumscripție uninominală, numărul 33. Întrebată dacă va candida pe circumscripția dată, democratul susține că decizia le aparține colegilor de partid. Încă nu pot să vă spun. Cum o să decidă colegii mei? L-am contactat și astăzi pe Constantin Țuțu pentru o reacție. Acesta însă a spus că este foarte ocupat. Sunt Felicia Crețu, reporter TV8. Aveți un minut liber? Nu, dacă sincer sunt foarte ocupat acum. Foarte rapid. Avem nevoie de o reacție din partea dumneavoastră. Ziarul de Gardă a publicat un articol în care a spus că v-ați atribuit reparația mai multor străzi în Durlești, care au fost de fapt reparate. Haideți să vorbim, să nu mai târziu tema asta, bine? Constantin Țuțu
a devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele PDM în noiembrie 2014. Acesta este sportiv de performanță, fiind considerat timp de mai mulți ani cel mai bun luptător moldovean, multiplu campion național și mondial la kickboxing și Muay Thai. Măsuri sporite de securitate la judecătoria Urchei, acolo unde astăzi magistrații au examinat un nou demers privind arestarea lui Gheorghe Petic. Fostul polițist de frontieră a fost adus în fața instanței încătușat și înconjurat de polițiști. Membrul PPD a fost scos cu forța și nu a fost lăsat să vorbească cu susținătorii săi. La ședință a fost prezent și liderul platformei Demnitate și Adevăr. La ședința de astăzi, magistrații judecătoriei din Orhei au decis să prelungească arestul pentru Gheorghe Petec cu încă 30 de zile. Pe tot parcursul ședinței, în holul instanței, Petec era așteptat de apropiații și susținătorii lui, care au venit să ceară eliberarea fostului polițist de frontieră. După ședință, Petec a fost scos cu forța. Soția lui totuși a reușit să schimbe câteva cuvinte înainte de începerea ședinței. Prezența masivă a poliției i-a nemulțumit pe apropiații lui Petic. Bravo, domnul Petic! Bravo, domnul Petic! Rezistă! În continuare, loviți, transmite fetelor, le iubesc foarte mult, și rugă de tătica lor, te rog foarte mult, să mândrească și niciodată să nu ascundă că ele sunt fiicele lui Gheorghe Petic, nu sunt fiicele lor cui. De ce îl păziți așa? Mâine chiar el e dușmanul vostru să-l păziți într-atâta de soție, aș nu-l poată vedea? Mâine, poi mâine, în locul domnului Petic, poți fi și dumneavoastră și dumnealui și dumnealui. Avocatul învinuitului spune că hotărârea instanței de a prelungi arestul este ilegală și o va ataca la curtea de apel. Gheorghe Petic a fost reținut la jumătatea lunii octombrie, fiind suspectat că ar fi violat o femeie. De partea cealaltă, fostul polițist de frontieră a declarat că dosarul său este unul politic, informație negată de ministrul de interne. O familie din capitală se plânge că nu poate să-și întoarcă 12.000 de euro de la o companie de construcție. Tinerii au plătit suma în avans pentru un apartament. Locuința urma să fie gata luna aceasta, însă au aflat că terminul a fost extins, urmând să fie dat în exploatare peste, cel probabil, 2 ani. Așa că tinerii au reziliat contractul, iar pentru că firma nu le dă banii, au atacat-o în judecată. Ședința urmează să aibă loc mâine. Doi tineri din Chișinău au cumpărat în noiembrie 2017 un apartament care urma să fie construit pe strada Milescu Spătaru din capitală. Locuința urma să fie un cadou pentru mama lor. Da, это была однокомнатная квартира на третьем этаже, да, 34 квадратных метра. Мы оплатили квартиру за 100% и проблем не было, мы вложились. Potrivit contractului, apartamentul urma să fie gata în noiembrie 2018. De curând însă, familia Sarei a fost anunțată că imobilul va fi dat în exploatare abia în anul 2020. Nemulțumiți de noile condiții, au decis să rezilieze contractul cu această companie și să caute un alt imobil. Все-таки наступил день, когда мы расторгли с ними контракт, с какой надеждой, что все-таки увидим эти 12 тысяч евро, за которые приобрели недвижимость. Пришли в нотариус, оформляем расторжение контракта, нам дают срок 10 дней, что в течение 10 дней они нам возвращают вот эту сумму. Însă nici după 30 de zile firma nu le-a întors banii investiți. Inițial, din spusele oamenilor, compania ar fi fost condusă de Marcel Darie, un om de afaceri care anterior a candidat și pentru funcția de primar general. Recent au aflat că firma are deja un alt proprietar și un alt investitor. Acesta din urmă le-ar fi promis că va transfera suma de 12.000 de euro pe contul companiei cu care au încheiat contractul, urmând să ajungă într-un final la ei. Открыли мы счет, узнаем, что инвестор, да, перечислил сумму, но директор строительной компании мне эти деньги не перечислил на мое имя, только 1000 евро. Даже гудки не идут, они не отвечают ни на свой номер, ни на личный Максим Новоселов, не отвечает никто. Они просто исчезли много. Мы по 10 раз в день звоним, они не отвечают. Они просто кинули наши номера в черный список. В
Familia a atacat compania în instanță, o ședință urmând să aibă loc mâine. Am încercat să discutăm cu fostul, dar și actualul administrator al companiei de construcție. Dar el nu a răspuns la telefon, iar noul proprietar a menționat că nu poate vorbi din cauza că se află la volan. Ulterior, nu a mai răspuns la apelurile noastre. Medicul Vadim Scarlat, cercetat penal în dosarul mitei pentru judecători, a primit un nou mandat de arest preventiv pentru 25 de zile. Decizia a fost pronunțată în lipsa lui. Astfel, doctorul va sta în continuare în penitenciarul numărul 13 din capitală. Avocatul îi spune că Scarlat este nevinovat. La ședința de astăzi s-a prezentat doar avocatul și procurorul. El ce spune despre învinuire? Cu regret, mai multe fapte referitor la de unde, ce și cum nu vă pot expune, din simplu motiv că nu am acceptat clientul meu la aceste acțiuni. El de ce refuză să se prezinte la ședință? Cred că nu o să fie cazul, să puteți să-l întrebați pe el de ce nu s-a prezentat. Nu vă pot răspunde la întrebarea asta, este decizia lui. După aproape o oră de deliberări, judecătorul Vitalie Budece a decis că medicul trebuie să rămână după gratii în următoarele 25 de zile. O vom contesta în modul stabilit de lege, o să vedem deja. Cum v-am spus, dumnealui pledează nevinovat și iarăși tot nu pot să dezvălui anumite momente din lipsa acordului clientului meu. Argumentele, riscurile, acele riscuri prevăzute în prevederea articolului 176 Codul de Procedură Penală, precum și bănuiala rezonabilă în săvârșirea infracțiunilor imputate învinuitului. Vadim Scarlat este suspectat că ar fi oferit mită unei magistrate în sumă de 2000 de euro pentru ca judecătorul să ia o hotărâre favorabilă într-un dosar în care doctorul este cercetat pentru neglijență care a dus la decesul unui nou-născut. Tot astăzi a fost prelungit arestul și pentru procurorul vizat în acest dosar. El va sta următoarele 30 de zile în arest la domiciliu. Mâine, magistrații urmează să examineze demersurile de prelungire a arestului în privința avocatului și a inculpatului reținuți. În total, în acest dosar au fost reținute 10 persoane, printre care 5 judecători. 4 dintre ei sunt în arest la domiciliu, iar unul în izolatorul CNA. Până acum, nimeni dintre aceștia nu au făcut declarații, însă avocații lor au menționat că nu-și recunosc vina. Următorul test pentru democrația Republicii Moldova sunt alegerile parlamentare, inclusiv perioada până și după scrutin. Declarația a fost făcută de Peter Mihalco la forumul anual de dezbateri privind integrarea europeană. Potrivit lui, alegerile trebuie să fie libere și corecte. Ambasadorul UE a mai menționat că asistența macrofinanciară urmează să fie suspendată oficial, după ce până acum a fost doar înghețată. Asistența macrofinanciară urmează să fie suspendată formal, până acum să fusese înghețată, așteptând să vedem măsuri din partea autorităților. Mihalco a mai declarat că asistența macrofinanciară va fi reluată doar când se vor vedea acțiuni reale și cu impact, iar următorul test important pentru Republica Moldova vor fi alegerile parlamentare. Mai mult, ambasadorul UE a amintit că au fost cerute acțiuni urgente pentru investigarea și recuperarea miliardului furat și pedepsirea celor vinovați, dar și pentru lupta cu corupția la nivel înalt. Așteptările noastre imediat și stringente rămân statutul de drept, reforma justiției, asigurare unor alegeri libere și corecte, independența mass mediei și societății civile, iar ale condiționează asistența noastră. Am văzut progrese pentru a răspunde îngrijorărilor noastre în multe dintre aceste domenii. Rezoluția Parlamentului European de săptămâna trecută, prin care autoritățile de la noi au fost criticate, a stabilit că acordarea asistenței macrofinanciare este condiționată de desfășurarea alegerilor parlamentare într-un mod liber și corect. Europarlamentarii au recomandat ca cele 100 de milioane de euro să fie redirecționate către societatea civilă, presa independentă, autoritățile locale și sectorul privat. Bărbatul care acum 2 luni a omorât 2 persoane după care a jefuit apartamentul unde se aflau riscă detenție pe viață. Dosarul pe numele acestuia a fost expediat în instanță. Tragedia a avut loc în septembrie într-un apartament de pe strada Trandafirilor din sectorul Botanică. Potrivit procurorilor, cei 3 au făcut cunoștință în ajunul crimei, la o discotecă din capitală, după care au mers împreună acasă la una dintre victime. Profitând de faptul că bărbații au adormit sub influența alcoolului, inculpatul i-a înjunghiat mortal, după care a sustras din apartament bunuri estimate la peste 37.000 de lei. Ulterior a fugit de la fața locului. Cadavrele au fost depistate a doua zi după tragedie de mama uneia dintre victime. La puțin timp a fost reținut și principalul suspect. Acesta are doar 20 de ani și mai este vizat în alte 4 cauze penale pentru comiterea mai multor tâlhării și jafuri.
Un grup de tineri care făceau gălăgie în fața unui bloc din capital au fost puși la pământ de mascații de la Fulger. Aceștia au fost denunțați la 112 pentru că se comportau neadecvat și tulburau liniștea publică. Când a ajuns poliția, indivizii se băteau deja între ei. Incidentul a avut loc în sectorul Râșcani al capitalei. Pentru a imobiliza la fața locului au venit mai multe echipaje ale poliției, fiind nevoie inclusiv de mascații de la Fulger. Indivizii, patru la număr, nu s-au liniștit nici când au ajuns la inspectoratul de poliție din sectorul Râșcani. Potrivit poliției, suspecții cu vârsta cuprinsă între 25 și 30 de ani sunt suspectați pentru huliganism nu prea grav. Infracțiunea se pedepsește cu o amendă de până la 1500 de lei sau cu până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Casa Albă a început pregătirile pentru festivitățile de iarnă. Președintele american Donald Trump și soția sa Melania au întâmpinat pomul de Crăciun adus într-o trăsură trasă de cai, tocmai din munții Carolinei de Nord. Îmbrăcat în roșu, culoarea tradițională a sărbătorilor de iarnă, cuplul prezidențial a admirat bradul și a mulțumit locuitorilor care l-au transportat până la Washington. Bradul de aproape 6 metri a fost crescut de un fermier declarat campion de aur la creșterea copacilor. Acesta a fost ales de un reprezentant al președintelui încă din septembrie și urmează să fie împodobit și instalat în salonul albastru al Casei Albe. Primul brad de Crăciun a fost adus la reședința prezidențială încă în secolul XIX și este tradițional furnizat de fermierii care câștigă un concurs național în acest sens. În fiecare an, pomul este împodobit tematic de cei mai renumiți designeri din Statele Unite și de sute de voluntari. Anul acesta se așteaptă ca peste 25.000 de persoane să viziteze Casa Albă în perioada sărbătorilor de iarnă. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi la ora 21. Iana Stepanenkova așteaptă la știrile în limba rusă. Apoi urmează emisiunea Politica Nataliei Morari. Vă reamintesc, dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe tvo.md, iar noi le vom transforma în știri. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!